Acum 25 de ani a fost momentul reunificării Germaniei. Acum 25 de ani, Nelson Mandela era eliberat din închisoarea sudafricană. Acum 25 de ani, Space Shuttle Discovery punea telescopul Hubble pe orbita Pământului, revoluționând astronomia. Acum 25 de ani, în România, se înființa Universitatea Titu Maiorescu. În urmă cu un sfert de secol, la inițiativa unui grup de intelectuali, cadre didactice universitare, cercetători științifici, oameni de cultură, se înființa o universitate particulară, ca alternativă la învățământul universitar de stat. Numele stabilit în Senatul Universității, condus de rectorul Avram Filipaș, a fost Universitatea Independentă Titu Maiorescu, adoptându-se astfel numele unei mari personalități a culturii române, universal recunoscută. Pornind de la concepția reformatoare promovată de Titu Maiorescu privind învățământul, educația și cultura academică, universitatea care a ales să-i poarte numele și-a asumat de la început misiunea de a dezvolta programe de studii specifice pregătirii superioare a studenților și specializării acestora, oferindu-le astfel certe oportunități de a se integra într-o piață dinamică și competitivă. În anul 1990, anul înființării, universitatea avea în structură facultățile de drept, științe economice, inginerie horticolă, arte, inginerie electromecanică, publicistică, medicină și stomatologie. Ulterior, li s-au adăugat psihologia, știința și tehnologia informației, filiala Universității de la Târgu Jiu cu facultățile de drept și științe economice, Facultatea de Științe Sociale, Politice și Umaniste și cea mai tânără, dar nu cea din urmă, Facultatea de Farmacie. Dacă anul 1990 a fost anul înființării, anul 2002 a fost anul acreditării, anul în care, prin legea 239, Universitatea și-a consfințit denumirea actuală de Universitatea Titu Maiorescu, a căpătat personalitate juridică și a devenit parte a Sistemului Național de Învățământ Superior din România. 23 aprilie, data la care legea numărul 239 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, a devenit astfel ziua de naștere a universității. Atât diversitatea programelor de studii, cât și rezultatele obținute au contribuit la obținerea în anul 2012 a calificativului Grad de Încredere Ridicat, cel mai înalt calificativ acordat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior unei universități din România. Recunoașterea internațională a calității învățământului promovat și a rezultatelor cercetării științifice este justificată prin faptul că universitatea este membru al Agence Universitaire de la Francophonie, IAU, Asociația Internațională a Universităților, și EUA, Asociația Europeană a Universităților. În cei 25 de ani de la înființare, la programele de studii de licență, master și doctorat s-au înscris peste 50.000 de studenți, iar rata promovabilității a reprezentat întotdeauna o garanție reală a calității procesului de învățământ în raport cu exigențele specifice învățământului superior național și european. Universitatea a integrat pe piața muncii peste 27.000 de absolvenți în domeniul dreptului, psihologiei, științelor economice, științelor politice, informatică și sănătate. Ca martor sau participant activ la multe provocări și schimbări, universitatea a supraviețuit, s-a extins și a prosperat, reușind să se impună în spațiul educațional românesc prin dedicarea profesorilor săi, prin devotamentul și perseverența cercetătorilor, prin rezultatele deosebite ale studenților și absolvenților. În prezent, Universitatea Titu Maiorescu are în structură 9 facultăți: drept, psihologie, finanțe, bănci, contabilitate și administrarea afacerilor, medicină, medicină dentară, farmacie, informatică, științe sociale, politice și umaniste, în București, și drept și științe economice, în Târgu Jiu. Sunt 19 programe de studii de licență, dintre care 5 la învățământ la distanță și 25 de programe de master. Ca o recunoaștere a calității activității didactice și a prestigiului corpului profesoral format din peste 400 de cadre didactice, Universitatea Titu Maiorescu deține calitatea de instituție organizatoare de studii universitare de doctorat.
ciclu superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente, în realizarea cercetării științifice capabile de inserție pe piața muncii înalt calificate. Prin departamentul de specialitate cu profil psihopedagogic, universitatea asigură pregătirea studenților și absolvenților învățământului superior care optează pentru profesia de cadru didactic. Centrul de Consultanță Psihologică și Orientare în Carieră, CCPOC, oferă consiliere studenților și masteranzilor universității și, prin colaborare cu NBCC International, organizație internațională care promovează profesia de consilier, urmărește profesionalizarea consilierii în România. Pentru a facilita o legătură directă cu potențialii angajatori, centrul organizează târguri de joburi, prezentări de companii și discuții cu profesioniști din diferite domenii de activitate pentru a asigura un nivel actualizat de informare al studenților. În privința cercetării științifice, în universitate au fost înființate și funcționează Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare și Inovare și Institutul de Cercetări Științifice Medicale Nicolae Cajal, care coordonează întreaga activitate de cercetare științifică desfășurată atât de cadrele didactice, cât și de studenți. Utilizând fonduri europene, Universitatea Titu Maiorescu implementează 17 proiecte cu finanțare nerambursabilă, care răspund unor nevoi actuale ale societății, contribuind la dezvoltarea acesteia. În fiecare an, Universitatea Titu Maiorescu organizează manifestări de înalt nivel științific, conferințe, simpozioane, mese rotunde, sesiuni științifice, colocvii sau workshop-uri. Conferința internațională Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere, ajunsă la 8-a ediție și în cadrul căreia au fost susținute peste 1000 de lucrări, a permis unui număr de peste 1500 de autori din Franța, Spania, Germania, Austria, Belgia, Israel, Cehia, Grecia, Statele Unite, Japonia, Italia și România să-și prezinte rezultatele activității de cercetare științifică. Un alt aspect important în strategia de dezvoltare a universității este reprezentat de relațiile academice internaționale, în concordanță cu obiectivele Uniunii Europene și cu declarația de la Bologna privind crearea unui spațiu comun al învățământului superior în Europa. Participarea universității la programul Erasmus are o deosebită semnificație pentru universitate, antrenând studenți și cadre didactice din toate facultățile. Experiența dobândită ca urmare a unui stagiu de studiu sau de practică în străinătate este valoroasă în dezvoltarea individuală a fiecărui tânăr. Totodată, schimbul de experiență al profesorilor și studenților contribuie la crearea unui spațiu european integrat al învățământului superior și la reducerea obstacolelor care mai există în calea mobilității profesionale în Europa. În prezent, în Universitatea Titu Maiorescu studiază 90 de studenți străini din țări ale Uniunii Europene, precum și din Canada, Iran, Irak, Siria, Republica Moldova, Statele Unite, Turcia și Ucraina. Pe baza unui management de calitate, performant, universitatea a urmărit permanent selecția și formarea resurselor umane pe criterii de calitate și competitivitate, astfel încât cele două componente ale managementului instituțional, infrastructură și resurse umane, să asigure transferul de cunoaștere către studenți și inserția absolvenților în domeniile de specialitate în care s-au pregătit. Din dorința de a răspunde exigențelor impuse învățământului superior și nevoilor studenților săi, universitatea s-a preocupat să-și asigure o bază materială solidă, concretizată în spații de învățământ, amfiteatre, săli de curs și seminar, laboratoare, bibliotecă, librărie, aula magna, la care se adaugă spații sociale, cămine, cantina-restaurant, club studențesc, cafenea, în total peste 8500 de metri pătrați de infrastructură. Biblioteca are peste 30.000 de volume și materiale didactice, cărți, cursuri de specialitate, manuale, îndrumătoare, monografii, reviste de profil, titluri periodice, dar și alte tipuri de documente, incluzând atât materiale audio-video, cât și terminale cu acces permanent la internet, toate acestea sunt oricând la îndemâna studentului. Lucrări de mare excepție acoperind un vast câmp de domenii precum informatică, medicină, sociologie, filozofie, psihologie, artă, istorie, drept, pedagogie, așteaptă la distanța unui click pe oricine își dorește să exploreze noi și noi tărâmuri a recunoașterii, fie că este student, cadru didactic, cercetător științific sau angajat al Universității Titu Maiorescu. Iar dacă dorești să îți rămână aproape un strop de cunoaștere și să iei cu tine o carte, librăria Hamangiu este și ea acolo cu încântătoarele ei volume din domenii diverse.
Campusul Universitar Maioreștian a simțit în acest sfert de veac tremurul și forfota a zeci de promoții de studenți, zeci de generații de intelectuali în devenire. Dacă ar putea povesti cum a crescut, campusul ar vorbi cu mândrie nu doar de sesiunile de referate și comunicări, de sesiunile de examene cu teribilele lor emoții, ar vorbi despre mult cântata viață de student, viața de cămin, nopți nedormite, cafele nenumărate sau cursuri xeroxate. Astăzi, campusul are impregnat în el parfumul vieții de student, de care generațiile care îi trec porțile își vor aminti toată viața. Căminul universității, care înlocuiește pe perioada studiilor universitare căminul de acasă, este pregătit la standardele cele mai ridicate din țară. Apartamente sau garsoniere complet mobilate și utilate, sala de studiu individuală, parcare, spălătorie și serviciu de pază care este asigurat non-stop. Cantina-restaurant din campus face astăzi un deliciu din prânzul studenților, oferind o varietate largă de preparate la prețuri accesibile tuturor, iar cafeneaua și clubul studențesc Club Cafe oferă pauzelor dintre cursuri o atmosferă relaxată precum o ieșire în oraș cu amici. Spuneam de cursuri xeroxate în exces în sesiune? E bine, campusul Titu Maiorescu are un copy center high-tech numai bun de multiplicat idei și tendințe. Iar pentru studenții care doresc să fie și în formă fizică, sălile de sport sunt cu adevărat fit pentru studenți, fiind dotate cu aparate de ultimă generație pentru cei plini de energie, saci de box, mese de ping-pong, dar și cu table de șah pentru cei care doresc o tonifiere a mușchiului minții. Cristian Milea, campion european la categoria mijlocie, divizia WKF, participă activ la viața sportivă a studenților maioreștieni, organizând concursuri și stagii de training de kickboxing și K1. În ciuda faptului că lumea se află într-o continuă schimbare, universitatea noastră și-a continuat cu succes misiunea, asumându-și un sistem de valori capabil să contribuie la împlinirea personală și la succesul în competiția existentă pe piața muncii. Așa cum marele filozof Kierkegaard spunea că viața nu poate fi înțeleasă decât privind înapoi, dar trăită doar privind înainte, Universitatea Titu Maiorescu realizează cu mândrie, dar și cu asumare, bilanțul celor 25 de ani de existență. Un bilanț al activităților, al performanțelor, al provocărilor și al experiențelor, care demonstrează că Universitatea Titu Maiorescu funcționează eficient și performant, dar mai ales că are toate resursele necesare să asigure și în viitor realizarea frumoasei misiuni maioreștiene. Dragă universitate, la mulți ani!